Lada cu zestre. Rubrică realizată de Cristina Olariu. Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Căutăm în Lada cu zestre lucruri care să ne facă această sărbătoare mai frumoasă. Alături de noi este doamna Angela Țiprigan, căreia îi spunem bun revenit în studioul nostru. Bine v-am găsit. Ne pregătim pentru Crăciun. Ar exista anumite lucruri de care ar trebui să ținem cont în aceste pregătiri? Da, într-adevăr, în perioada asta se vorbește așa de mult de Crăciun și am vrut să intru pe internet să văd ce spun sau ce găsesc despre Crăciun și am fost foarte dezamăgită să găsesc doar oferte comerciale pentru brazi, pentru ornamente de Crăciun, evenimente, concerte, excursii, dar nimic despre adevărata semnificație. Pe de altă parte, tot pe internet am intrat pe blogurile creștine sau, eu știu, am ascultat în jurul meu sau am citit în revistele care se publică în mediul creștin. Marea majoritate infierează foarte mult acest consumerism și foarte multe din articole sunt adevărate satire la poleială, la substitutul acesta, la hoții sărbătorii și de foarte multe ori eu cred și sunt convinsă și mă lupt pentru asta că noi, ca și femei creștine, trebuie să punem lucrurile în echilibru, să nu mergem nici către o extremă și nici către alta. Nu putem vorbi numai de poleiala acestei sărbători, dar nici în partea cealaltă, numai despre ce presupune osteneala sau solicitările care sunt inerente acestei sărbători. Pentru că dacă ne vom pregăti din timp și dacă ne vom aminti că această sărbătoare nu este și nu se referă la o perioadă și nici măcar la un sezon, ci că este o stare de spirit, nu, care trebuie să ne însoțească și să ne ajute să putem să celebrăm cu inimile îmbrăcate în straia de sărbătoare. Atunci, dacă înțelegem lucrul ăsta, vom avea și vom găsi și resursele ca împreună cu copiii să putem să dăm o notă de celebrare și de noblețe atunci când celebrăm nașterea Domnului Iisus Hristos. Dacă în săptămâna trecută am discutat despre arborele genealogic și dacă am făcut desene tematice și am povestit copiilor despre amintirile noastre din copilărie, sugestia mea pentru această săptămână, nu în graficul pe care noi ne l-am propus pentru luna decembrie, este ca să vorbim împreună cu copiii despre personajele care fac obiectul acestei sărbători, nu? Să rememorăm împreună cu ei întreaga istorie a nașterii Domnului Iisus și scopul acesteia, dar și despre rolul jucat de celelalte personaje, nu? Să putem să vorbim despre Maria, despre Iosif, despre Elisabeta, despre magi, despre păstori, despre hangiul din Betleem, despre Irod, despre Ana și Simeon, sunt așa de multe personajele acestea biblice și ca să petrecem timp împreună cu copiii în această perioadă frumoasă, când intrăm așa în misterul pregătirii sărbătorilor, nu? Pentru că vorbeam de o stare de spirit, chiar să lăsăm deoparte jocurile video, să ne facem timp și împreună cu copiii, în timp ce le povestim, să încercăm să explorăm creativitatea și imaginația lor și să-i punem să modeleze din plastilină sau din Fimo personajele despre care am vorbit de fiecare dată și vă rog, dați-le frâul liber imaginației copiilor și în același timp să discutați cu ei de fiecare dată ca prin această repetiție să vă asigurați că ei înțeleg foarte bine caracterizarea acestor personaje și rolul pe care l-au avut în tot peisajul acesta când vorbim despre nașterea Domnului Iisus Hristos, dar în același timp să reactualizăm lucrurile și să-i facem să înțeleagă care este și rolul nostru ca familie în această celebrare și care este rolul lor personal în tot procesul acesta de mântuire care vine prin Domnul Iisus Hristos și prin nașterea Lui pe pământ. Apoi, de ce să, eu știu, să cumpărăm toată oferta aceasta de decoruri când putem să facem și cu copiii ceva foarte frumos, folosind uneori lucrurile care sunt la îndemână, lucrurile din natură. Putem ieși cu ei să facem și o aplicație practică a pildelor lui Dumnezeu în natură și atunci cu ocazia asta să putem
să culegem conuri de brad și ghindă și castane și nuci și venind acasă să le pregătim din timp, nu? Tot fac referire că vorbim de un grafic și când spun asta, dragi mămici, vreau să vă dau această cadență ca să puteți pregăti toate lucrurile acestea din timp, nu cumva cu o zi, două înainte de sărbători să le lăsați toate și toate să fie îngrămădite atunci și cu adevărat, când trebuie să faci și decoruri și mâncare și haine și daruri și să alergi în toate părțile, ești așa de obosit încât nu mai poți să te bucuri de această celebrare sfântă, nu mai ai o inimă, pentru că dacă duci un corp ostenit și la biserică și în familie, nu mai e. Se duce și toată semnificația sărbătorii și când mai și reproșez celor din jur că nu te-au ajutat unde ajuns, ci doar se prezintă la masa de celebrare și așa, atunci cât de mult se strică toată atmosfera. De aceea vorbim de această programare și vreau să vă spun că este un foarte mare câștig să poți să petreci cu copiii tăi și uneori cu fantezie, alteori chiar cu stângăcie, să poți să faci aceste decoruri, eu știu, să modelez îngerași din paie uscate, din elementele din natură despre care tocmai am vorbit. Să știți că copiii iubesc așa de mult să facă lucrurile astea și au o așteptare sfântă a sărbătorii și mi-aduc aminte de nepoțelul meu de Filip când avea vreo 5 anișori, se dezvoltase în el așa așteptarea aceasta cosmică aproape despre Crăciun, nu știu care era proiecția lui, dar referindu-se la decoruri, mereu insista la tatălui să aducă un brad, că el vrea deja să-l împodobească, trebuie să spun că era abia luna noiembrie. Și în cele din urmă, tatălui a spus că are un brad artificial la Crăciun, dar că îl aduce acasă doar cu o condiție, să-l păstreze undeva încă o lună până în decembrie, când îi va da voie să-l împodobească. Și Filip atunci, el fiind copilul care dacă vrea ceva să obțină, are toate mijloacele și știe cum să speculeze dragostea părinților, s-a ghidușat așa pe lângă tatălui și i-a spus: tata, te rog, adă bradul mai devreme, că vorbesc eu cu Domnul Iisus să pună Crăciunul mai devreme în anul acesta. Într-adevăr, au variante și sunt creativi copiii. Da, sigur că da. De aceea, așa, mămicilor, vreau să vă îndemn să lăsați deoparte alte preocupări care poate pot fi amânate și să puteți să petreceți cu adevărat timp cu copiii voștri. Este ceva care nu se repetă, nu mai poate fi recuperat, pentru că știți cum se spune, că numai spațiile pot fi recuperate, timpul nu poate fi recuperat niciodată, de aceea este o investiție pe care o faceți în copiii voștri. În această perioadă, de asemenea, sunt în oraș așa de multe concerte, cu colinzi creștine, instrumentale, cu tot felul. Nu și voi radio organizați un concert pe care abia aștept să pot să merg, să fiu parte, să mă bucur și să celebrez împreună cu voi. Și vreau să vă îndemn, nu vă lăsați așa toate treburile pe ultima perioadă, ca să vă puteți face timp în această săptămână sau, eu știu, când sunt programate, să puteți să mergeți, să vă bucurați de oferta aceasta extraordinară și să vă puteți închina împreună cu cei care au inimă de închinare și care prin închinarea lor și prin laudele lor cheamă prezența lui Dumnezeu și pot să vă garantez că cu o inimă deja pregătită de sărbătoare, când vă veți întoarce acasă, foarte ușor veți putea să recuperați toate lucrurile și cu altă atitudine veți face toate lucrurile mai departe. Pentru că 25 decembrie se apropie cu pași repezi, vă sugerez să păstrați această cadență și să nu lăsați toate lucrurile să se facă chiar așa pe ultima zi. De asemenea, în această săptămână, cred că este timpul să putem să facem curățenia generală din casă și să nu lăsăm pe ultimile zile, să ne asigurăm că lenjeriile, că fețele de masă sunt curate, că sunt la locul lor, că vesela ne ajunge pentru numărul de musafiri sau pentru familia lărgită pe care am invitat-o. De asemenea, vă aduc aminte că nici cadourile nu trebuie amânate prea mult la vremea asta, că am trebuit să fie deja toate cadourile acasă și nu în ultimul timp să alergăm cu disperare în toate părțile și să cumpărăm ce a mai rămas prin magazine și să cheltuim și mai mult și din nou fac referire la economia de timp și nu numai să le avem deja cumpărate, dar pentru că urmează săptămâna viitoare să fim mult mai ocupate, poate cu slujire la biserică, poate chiar cu un alt concert,
concert sau poate cu cumpărăturile specifice pentru meniul de Crăciun, vă sugerez ca în săptămâna aceasta deja să vă împachetați toate cadourile, să vă pregătiți felicitările, cele scrise, nu așa, să le expediați dacă trebuie expediate în altă parte, să faceți o bucurie celor dragi și toate lucrurile astea să fie deja bifate în agenda noastră și puse deoparte. Desigur că săptămâna viitoare vom vorbi mai multe despre chiar masa de Crăciun și ceea ce facem în ultimile zile, dar mai este ceva ce putem să facem în săptămâna asta. De multe ori ne adunăm la masa de Crăciun și venim de la biserică, toți înfometați, ne așezăm la masă, mâncăm, după aceea facem o rugăciune, cântăm câteva colinzi și toată lumea așteaptă cu efervescență împărțirea darurilor. Ei bine, cred că misiunea și chemarea noastră ca mămici este să punem ceva esență, așa cum vrem să punem accentul de fiecare dată pe lucru, să dăm conținut sărbătorii și să nu tratăm doar așa superficial ca pe o întâlnire de familie la care ne adunăm să mâncăm și să ne împărțim darurile. Noi obișnuim de foarte mulți ani de zile în familie să facem un reper de mulțumire la fiecare sfârșit de an și atunci când este Crăciunul, înainte, cu mult înainte de a se împărți darurile, fiecare pe rând să aibă un timp în care să mărturisească ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața lui în anul în care a trecut. Reperele spirituale, eu știu, evenimente, rugăciunile ascultate, atingerile divine, lucrurile deosebite care s-au întâmplat. Și pentru că noi, ca ființe umane, uităm, aș vrea să sugerez să facem ceva care să rămână ca o amintire prețioasă peste ani, să fie ca o piatră de aducere aminte. Așa că în familia noastră am inițiat să facem niște albume aniversare în fiecare an cu aceste repere, albume închinate Domnului Iisus Hristos ca ofrandă de mulțumire, ca o jertfă pusă pe altar cu reverență înaintea Domnului Iisus Hristos și pentru că familia este mare, sigur nu putem face un album care să ajungă pe la fiecare și să scrie toate aceste repere pentru că ar dura foarte mult, dar vă sugerez pentru familia lărgită să pregătiți niște cartoane în culorile adecvate Crăciunului și nu numai așa simplu, ci să încercați chiar să le înfrumusețați fiecare carton în parte, folosind ștampile, abțibilduri, desene cu tema Crăciunului, pregătite din timp, așa încât ca atunci la masa Crăciunului, după ce fiecare verbalizează și povestește despre minunile din viața lui din anul care a trecut, în 10 minute să fie această lucrare de control cerească, aș putea să o numesc, când fiecare să scrie pe aceste cartoane exact ceea ce a spus înainte. Sigur, ele sunt perforate, în 5 minute cu un șnur le adunăm la grămadă, le legăm și în felul acesta este cu adevărat o amintire care rămâne peste ani, nu numai pentru noi, ci absolut pentru fiecare membru din familie. Și dacă spuneam la început că mulți înfierează sărbătoarea, mie îmi place să cred că degeaba verbalizează și o înfierează, pentru că copilul din fiecare încă tânjește după sărbătoare și cred că și ei în cele din urmă se bucură foarte mult de tot ce înseamnă această celebrare a nașterii Domnului nostru Hristos. În ceea ce mă privește pe mine, dragele mele, vreau să vă spun că am foarte, foarte multe motive pentru care iubesc această sărbătoare și chiar aș vrea să vă enumerez și vouă câteva din aceste motive. Așadar, iubesc această sărbătoare pentru onoarea de a mă număra printre cei care pot sărbători cea mai importantă zi de naștere din istoria omenirii. O iubesc pentru că luna decembrie poate fi răscumpărătoare pentru celelalte 11 luni, o lună dedicată în exclusivitate Domnului și celor dragi. Pentru că în ziua de 1 decembrie mi-adun familia pentru o avanpremieră a sărbătorii, când tragem la sorți persoanele pentru care vom cumpăra cadouri, pentru că îmi împodobesc casa într-un mod diferit de tot restul anului, pentru că nepoții fac desene tematice pentru expoziția de Crăciun pe care o organizăm acasă, pentru că fetele fac felicitări personalizate pentru toți cei dragi, pentru preocuparea de a găsi cele mai inspirate mesaje purtătoare de binecuvântări, pentru emoția pe care o trăiesc căutând cadourile cele mai frumoase și cele mai utile, pentru că cei de departe nu uită să vină acasă cu majuscule de data aceasta de sărbători, pentru colindele aducătoare de vești bune pe care le cântăm și pe care le ascultăm în toată luna decembrie, pentru că îmi place să gătesc delicatese pentru familia mea,
pentru mirosul de cozonac, de portocale și de scorțișoară, pentru focul din șemineu și ceaiul aromat, pentru acea emoție specială pe care o trăiesc atunci când reușesc să-i surprind pe cei dragi cu daruri de suflet, din acelea care să rămână o bogată moștenire din inima mamei, pentru surprizele pe care le pot face prietenilor, pentru zâmbetul de pe fața bătrânilor care răsare atunci când le duc vestea nașterii Mântuitorului însoțită de câteva bunătăți și mesaje de încurajare, pentru că este sărbătoarea cu cele mai frumoase amintiri de-a lungul anilor, pentru larma nepoților în așteptarea cadourilor, pentru acele clipe magice în care stăm în închinare cu familia lărgită și ascultăm pe rând minunile și mărturiile intervențiilor divine din anul care a trecut, pentru închinarea din trupul lui Hristos împreună cu întreaga biserică și cu cei care îl iubesc pe Domnul, pentru fiecare colindător purtător de vești cerești, pentru că planul diavolului de a împiedica nașterea lui Iisus a fost spulberat, pentru că fiecare Crăciun este o repetiție care mă apropie mai mult de adevărata sărbătoare când voi petrece veșnic cu iubitul sufletului meu. Da, pot să vă spun că celebrez această sărbătoare cu toată ființa mea, cu fiecare celulă și nu obosesc din an în an să o fac mai frumoasă și mai plină de conținut. Și, Doamne, câte motive aș mai avea? Dar voi, dragele mele, care sunt motivele voastre? Cred că fiecare dintre noi am putea să personalizăm această listă și să enumerăm propriile lucruri care ne determină să sărbătorim. Iată, la finalul acestei emisiuni, îmbogățite ne găsim împreună pe marginea unei adevărate înșiruiri de perle, motive de bucurie pe care sper că nu le trecem cu vederea și nu le îngropăm sub noianul de treburi, de griji. Găsim un echilibru între meditație și slujire, așa cum ne-ați sugerat în emisiunea de astăzi. Mulțumim, doamnei Angela Țiprigan, pentru prezența în emisiune. Dumnezeu să ne vorbească tuturor și să ne dea sărbători cu folos. Și o inimă de sărbătoare, să fiți binecuvântate. Așa să fie. Lada cu zestre. Rubrică realizată de Cristina Olariu.